Bun găsit, vă spun din nou! În Sibiu, ca și în restul țării, de altfel nu exista un eveniment dedicat mâncărurilor culte specifice unor culturi diferite de cea românească. De aceea a și fost gândit festivalul de bun gust. Deși trebuia să se desfășoare în aer liber, vremea ploioasă din ultimele zile i-a determinat pe organizatori să repoziționeze întregul eveniment sub cel mai mare cort. Astfel, Piața Mare din Sibiu s-a îmbogățit cu o stradă a bucătăriilor, unde maeștrii culinari au ținut sub foc continuu cele mai gustoase mâncăruri din 8 bucătării internaționale. Preparatele servite aici au fost mai ieftine decât cele din restaurante. Între demonstrațiile culinare au fost programate și dansuri specifice țărilor prezente în festival, dar și concerte de muzică. În prima seară pe scenă a urcat Pavel Stratan, care s-a și declarat un adept al mâncărurilor sănătoase. Publicul din Piața Mare a avut parte și de un spectacol inedit al trupei de balet, în colaborare cu cei de la RIF, mai bine spus de o fantezie alegorică, în care dansul contemporan întâlnește rock-ul. Ultima zi din program a fost dedicată folclorului. Așadar, o masă copioasă trebuie întreținută de o atmosferă voioasă, mai ales când din program fac parte cei de la Cindrelul Junii Sibiului cu soliști ca Veta Biriș, Mariana Angel, Robert Târnăveanu, Nelu Albu. Și pentru că prima ediție de bun gust a fost una reușită, festivalul și-a propus ca, în timp, să transforme Sibiul într-un reper pe harta evenimentelor culinare de bun gust.